Haideți să uităm o dată pentru totdeauna de examenul bacteriologic cu antibiogramă la pacienții din rasa Yorkshire Terrier. Acești pacienți, chiar dacă prezintă o secreție conjunctivală abundentă, de culoare gălbuie, verzuie sau cărămizie, unilateral sau bilateral, trebuie să punem pe listă, în primul rând, efectuarea testului Schirmer, pentru că prima patologie pe care eu o pun întotdeauna pe listă la această rasă este keratoconjunctivita sica, unilaterală sau bilaterală. Chiar dacă pacientul acesta prezintă această secreție abundentă și ochiul dureros și cruste pe marginea liberă a pleoapei, nu vorbesc despre o conjunctivită bacteriană. Testul Schirmer cu siguranță este zero. Celălalt ochișor, chiar dacă are cornea transparentă, strălucitoare, și aici testul Schirmer este scăzut. Acești pacienți, care sunt ca niște veverițe drăguțe, nu pot să prezinte decât keratoconjunctivita sica, iar acesta este un alt pacient care se află sub tratament, la care încă cornea aceasta prezintă opacizare și vascularizație, dar care în momentul acesta prezintă ochi nedureroși. Deci, pentru rasa Yorkshire Terrier, puneți pe listă, în primul rând, efectuarea testului Schirmer și prima ca patologie este keratoconjunctivita sica.